Conferința județeană a CNSLR Frăția a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. 100 de sindicaliști au ales liderii pe perioada următoare. Avem un birou nou, sigur sunt multe persoane cunoscute acolo, nici nu putea fi altfel, pentru că nu e ușor să conduci o uniune sindicală, e vorba deci despre o uniune, nu despre un sindicat, iar din conducerea acestei uniuni fac parte lideri de la sindicatele componente. Avem un birou de 15, format din 15 membri, în care toate, aproape toate sindicatele componente ale uniunii se regăsesc. La conferința județeană au fost 10 candidați la funcția de vicepreședinte pe tot atâtea locuri. La alegeri a participat și Leonard Bărăscu, președintele CNSLR, pe toată țara. Valentin Popa a declarat că este al doilea mandat pe care îl obține. Popa a promis că în următorii 4 ani va încerca să se ocupe mai mult de problemele liderilor de sindicat. Este al doilea mandat pe care l-am la Uniunea Județeană și mandatul ăsta sper să pot să stau mai mult, să mă ocup mai mult de problemele sindicaliștilor, ale membrilor de sindicat, și când zic membri cu M mare, adică organizații sindicale. Câte voturi ați fost ales? Important și asta, au fost 103 voturi exprimate și am fost ales cu 98. CNSLR numără aproximativ 25.000 de membri.